Știm care este sistemul în basket, în handball, în volei, pentru că e un puțin diferit. We know that the system in other sports like basketball, handball, volleyball. Dar nu este greu să te muți de la o echipă it's la alta. It's not hard to move season by season to one team to another team. I mean, it is kind of hard because, like, some, like, especially when you're at the age like I am right now, like, I would prefer to be in one place, but like, since the women basketball, like, every team each year may lose sponsors and you have to move everywhere. Like, you know, you're not stable as men's. Da, nu e la fel de stabil ca la băieți, pentru că echipele pierd sponsori anual și atunci, practic, jucătoarea de valoare se mută după bani. Deci același lucru și în celelalte campionate importante, it's nu numai în România. It's the same in the other championships, not only in Romania. Yeah, there is like, yeah. It's kind of everywhere like that, and in the end of the day, like, as you're professional, like, you kind of look at the money too, so like, you're always like trying to choose the best option for you. Da, ești profesionist, trebuie să alegi cea mai bună opțiune și în termen de bani, nu numai de nucleu, de echipă, de antrenor, de... Corect. Se spune în România de 30 de ani de zile, cel puțin după Revoluție, că nu mai avem condiții, că unde să jucăm și așa mai departe. Care e situația acum în Lituania? Adică what is the situation in Lithuania regarding place to play, like gyms, logistics, everything? Oh, everything is great because, like, you know, we have the men's national team, which is like at the top, except this year. Băieții sunt în top, dar nu anul acesta la Europeanul ăsta, nu? Like, all our gyms, everything is new. And... Da, sările sunt noi, condițiile sunt nemaipomenite. Lithuania is a basketball country. Oh yeah, like it's our first religion. You're never gonna see this much people in the church as in the basketball gym. Yeah? Nu vezi oameni la biserică? Cât vezi în sala de... Not football? No, basketball. Bine, au și tradiții, au și... Adică când spui... Da, e o țară mică cu oameni înalți care bagă mingea în coș. De dimineață până seara. Da. You are well known for shooters. Yeah. She's a shooter. Bun, aici e o discuție. Iar începem cu Emil, prietenul nostru, care spune că e No Defense League în NBA și așa mai departe. S-a schimbat, s-a schimbat mult față de ceea ce... He's talking about defense in the NBA compared to defense in Europe, in Euroleague. In there's no defense in the NBA. Nu e apărare de NBA. I mean, except the playoffs and finals. That's when they start to play, but in NBA. Da, se apără o lună jumate. One month and a half they are defending. Yeah, yeah, yeah. They are playing defense. But like, look, and also Olympics, they are playing defense. Yeah, they know how to do it. Știu să se apere, they have legs to do it. Yeah, but like if you think about it, they have 82 games, like you're not gonna play defense 82 time. Games, yeah. E greu să joci 82 de meciuri de apărare, dar on the other side they have to put up a show. Oh yeah, that's because of the sponsors of the burgers, hot dogs. So. I mean, that is a show there. Like, and it's the game is not 1 hour and a half. It's I don't know, 2 hours and a half. No, show. No, it's like 3 hours. 3 hours. Yeah. 3 ore te ține în sală să. Și atunci trebuie să ai multe timeout-uri. Dimineața când ai drumul, ei tot joacă. Multe timeout-uri să faci bani din asta. Și ultimul minut durează 8 minute. Cam așa. Nu există. Asta cu timeout. Last minute is 8 minutes. Yeah. Actually, with all the timeouts and stuff. Bun. Vin băieții de acolo, balaurii, cum spun, da. Din NBA și nu fac mare brânză la Europa, la campionatul european, da? Doncic. Da, John Doncic poate n-a fost ziua. Păi când Doncic n-a mers anul acesta, n-a mers Slovenia. Când Schroeder n-a mers Germania. Yeah. Dacă, in terms of team... game, Spain was winning because of this. Oh yeah, the team. They played like a team. S-au uitat la... You watch the European, yeah? I mean... I gave you the user and password for it. Yes, you did, but I couldn't watch it at the final because two people cannot watch it. You apparently watch it. No, I didn't. Exactly. I didn't, but not on my account. Să spune celor de acasă de ce râdem, i-am dat parola și userul de la adresa unde se putea vedea site-ul lui FIBA. Da. Și avem doar 291. Doi. Da, și sunt doar doi. Unul erai mai... tu? Nu, cred că unul era un prieten de-al meu și celălalt era fimiu. A, păreau că the other one was my son, I think. Two people watching. Yes, I couldn't.
Spania a jucat un joc de echipă, au strălucit pe fiecare. Da, au fost frații Hernan Gomez și Rudy Fernandez la ultima dată la națională. În timp ce la celelalte echipe câte o vedetă două, când a mers vedeta s-a terminat și jocul. La Spania n-a fost așa, cu o echipă relativ nouă, dar cu jucători de mare valoare, să fim serioși. Și cu un antrenor de mare valoare. Zilele Scariola. Trecute vorbeam cu unul dintre foștii noștri mari basketbaliști. Couple of days ago he was talking here with one of our best playmakers that played in Romania. Și ne aduceam aminte că la nivel all de generation. Echipă de club și la echipă națională ne duelam de la egal la egal cu Cibona Zagreb. Nu. Cu asta spunea Petre. 82-82. Ok. Da? Un meci. Un meci. Bun. Cu un Maccabi. Okay. Yes, eram acolo. Back in 1990s, we played, let's say, same level with good teams in Europe. Mm-hmm. But we were playing like European Cup champions, mm-hmm. Cupa campionilor europeni, pe care o jucam primul tur, campioana a jucat primul tur. N-a trecut în turul al doilea nimeni. Da, mai te duelai cu Juventud Badalona. Eu am apucat și eu. 93, ca Moscova. Ne-au bătut acasă, ne-au bătut acolo, mulțumim. M-am jucat în Cupa Campionilor Europene. Am fost acolo, dar ne-au bătut. Ce vreau să spun este că noi, acum 30 de ani, vedeam o echipă a Lituaniei, yeah, care se duela tot cam așa cu greii. 30 years ago, Lithuania national men team was one of the best. Mm-hmm. Ce mai e acum? How is it right now? Ideea e diferența asta pe care o simțim și noi, domnule, acum 30 de ani eram bun. 20 years ago, 30 years ago, you were stronger than now? I don't know. It's completely different basketball right now. You know, basket diferit. So, I feel like it's just like was unlucky for the men because as I was reading, they have like the past 4 years, they have 5 coaches. Au schimbat antrenorii în ultimii 4 ani și a fost diferit. N-au putut să facă un nucleu. Yeah, it doesn't matter what kind of good team you have. Like, it starts with the coaches, and if you keep like changing coaches, it's hard for them. Like, you know. Orice echipă ai avea, dacă n-ai același antrenor și tot schimbi la națională, it's the same with Croatia team, yeah, men team. Da, au probleme la nivelul ăsta și croații dezbinați sau certați sau cu jucători senzaționali de prin NBA așa și nu prea fac mare când lucru. Pui la un da, loc. Nu, pentru că s-au certat în federație, la nivelul federației au fost niște lupte intestine. I don't know, they fight in the federation also is a problem because no, of... No, I don't think so. It's just like, you know, in Lithuania, is like the basketball is so big, like not every coach gonna take the job because like we have like Jasikevičius, the pressure, famous, the yeah, pressure the famous too. Basketball player and he's da. Coach of Barcelona and everyone wants him to coach, but like... Da, toată lumea vrea să-l aibă antrenor pe el, că e atât de mare antrenor la Barcelona, dar el nu vrea neapărat să ia națională. Yeah, you're not gonna walk like so simply in the national team. And so like, you need to go to the second option, third option. Yeah, yeah, yeah. That's no. what happened. Like especially now, when like the same coach, he's Žalgiris coach. So La Žalgiris. During, yeah. during the windows, somebody needs to come, and like you know, it's just like it's not and the same. Se întâmplă de multe ori ca ferestrele de națională să nu se pupe deloc yeah. cu NBA-ul, să nu poată să vină. The national windows are not connected with yeah. with off-season in NBA, and you, yeah. can, you cannot bring those players. That's why there is like wasn't like all the best teams in European basketball. Da, n-au like, fost cele mai bune loturi la calificări, mainly in qualifying stages. Yeah. Hey, și atunci nu știu.